Oh, salutare tuturor! Îmi pare rău, nu mi-am dat seama că am început să filmez. Citeam această carte pe care v-am recomandat în ultimul live. Da, este vorba de Standardul Bitcoin. Și știu că v-am zis atunci că este o carte foarte interesantă, că vă pune și vă răspunde de fapt la foarte multe întrebări. Și așa este. Și chestia e că nu e o carte doar despre Bitcoin. Și asta e lucrul care îmi place cel mai mult. În sine, e o carte, aș putea spune, despre economie la nivel macro. O carte care prezintă problemele economice globale și o carte care ne dă soluții pentru acele probleme. Și despre ce este această carte în sine? Păi ne trece pe multe perioade, ne prezintă în principiu perspectiva banilor de-a lungul anilor, prezintă problemele ale societății moderne și inevitabilul declin și intrăm un pic în ideea asta imediat pentru că mi-am notat și niște pasaje care mi-au plăcut foarte mult. Bine, nu o să vi le citez propriu zis pentru că puteți și voi să le citiți și vreau doar să vă spun ideea din spatele acelor pasaje și de ce mi-au plăcut mie. De asemenea, oferă pentru toate problemele menționate o soluție. Soluția este Bitcoin și vă spun imediat și de ce este Bitcoin soluția. Și explică de ce în momentul de față Bitcoin este, până la urmă, singura soluție pe care o avem ca să prevenim declinul economic inevitabil. Dar până acolo v-am promis în live că o să obțin un cod de reducere și asta am făcut. Am vorbit cu cei de la iBlock și da, au fost de acord să îmi facă și mie un cod de reducere. Și dacă voi vreți să cumpărați cartea, aveți pe ecran codul meu de reducere. Scrieți acolo frumos Laurențiu, fără diacritice, ca să nu ne complicăm, și o să obțineți o reducere de 30 de lei. Și vă puteți lua această carte care o să vă ajute, zic eu, să înțelegeți, din nou, nu doar importanța Bitcoin și cum ar trebui el văzut în sine ca o monedă, ca un store of value, ca un înlocuitor sau să meargă în paralel cu aurul, dar vă explică foarte multe lucruri despre economia la nivel macro, ca voi să înțelegeți de ce inflația e rea și din ce provine, de ce rata dobânzilor de care vă zic eu de multe ori că ia uite că a crescut, că a influențat, că nu știu ce, ce influență are mai exact și ce putere au băncile centrale, ce ne fac ele nouă cu toate politicile lor monetare. Sunt atât de multe lucruri de dezbătut în carte, dar v-am zis, mi-am notat câteva pe care vreau să vi le menționez, mi-au plăcut tare mult, chiar și un exemplu foarte fain. Și sper că o să vă placă și vouă și o să vă facă curios să o citiți. Și nu o lungesc foarte mult, trecem la ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant. Primul, mă rog, nu știu dacă a fost chiar primul, dar unul dintre lucrurile care mi-a atras atenția în modul său de prezentare a fost faptul că menționează că Bitcoinul în sine este foarte greu de replicat și costisitor în sine de replicat, dar foarte ușor de verificat. Și asta m-a dus cu gândul, în primul rând, la, până la urmă, puterea pe care o au băncile centrale, pentru că pentru ele este foarte ușor de replicat și, până la urmă, riscul la care noi ne supunem, că el poate să fie copiat și, da, e verificabil, o monedă fiat este verificabilă, poți să-ți dai seama că e contrafăcută, dar au fost atât de multe cazuri încât stricăciunea cauzată de falsificatori și mai departe a fost foarte mare. Dar din nou, esența acestei idei este că băncile centrale au o putere foarte mare fără efort. Și lucrul ăsta trebuie să fie îngrijorător, pentru că în sine ce duce? Duce la lărgirea distanței între cei bogați și cei săraci. De ce? Pentru că în final, tot cei bogați vor face bani din printarea masivă, din inflație, din absolut orice. Bogații vor rămâne bogați și vor deveni și mai bogați, își vor păstra cel puțin valoarea monetară, valoarea, puterea de cumpărare a ceea ce au, în timp ce săracii vor deveni din ce în ce mai săraci și puținul pe care îl au o să fie și mai puțin. Și lucrul ăsta îl punctează foarte frumos această carte. Mai departe, am menționat și eu de atâtea ori, Bitcoin este singura, subliniez, singura monedă, singura marfă, pentru că de multe ori o comparăm cu aurul și dacă o comparăm cu aurul, putem să ne referim la Bitcoin ca un commodity, adică o marfă, singurul care nu poate să fie în niciun caz replicat, multiplicat, adăugat un pic la el acolo. Știți cu toții discuțiile cum că
ar exista mai mult aur în lume, nu doar pe Pământ, pe asteroizi, pe alte planete, etc., etc. Se pot găsi poate înlocuitori pentru aur. Dar în sine, Bitcoin, atâta e, 21 de milioane. Ai pierdut unul? Ghinion, cum zice Iohannis. Așa că Bitcoin este în sine definiția scarcity, pentru că foarte mulți în engleză folosesc acest termen de scarcity, adică de limitare a cât e el în lume, cât există. Și punctează foarte bine acest lucru. Un alt lucru fain pe care l-am găsit, care oarecum duce și la ceea ce ne spune de multe ori Kiyosaki. Kiyosaki, știți că are acea carte Fakes, știți că în Rich Dad Poor Dad, adică Tată Sărac, Tată Bogat, vorbește de foarte multe ori despre banii falși. Dar nu falși în sensul că sunt făcuți de altul și nu sunt real, veritabil și așa mai departe. Nu, banii falși în sensul că ei oricum se pot crea, multiplica de către băncile centrale. Valoarea pe care noi, $10, $100, 10 lei, 100 de lei, e valoarea de acum. Și ce putem cumpăra acum cu 10 lei, poate într-un an nu vom mai putea cumpăra nici măcar jumătate. Sau în 10 ani, ok, că poate într-un an am exagerat. Dar în 10 ani poate nu vom mai putea cumpăra nici măcar jumătate din ce putem cumpăra astăzi cu 10 lei. Și asta duce la ideea de fals al valorii banilor. Pentru că ei poate să, efectiv, dacă ne gândim la cât a putut să scadă valoarea dolarului de la începutul anilor 1900 până în prezent, trebuie să fie îngrijorător. Trebuie să ne dăm seama că a avea rezerve în valută este o mare prostie. Trebuie să găsim acel ceva care, indiferent de ceea ce se întâmplă în lumea asta, își păstrează valoarea. Ok, se mai modifică puțin, mare fluctuații din anumite motive, cerere și ofertă și așa mai departe, până la urmă sunt factori economici. Dar are o valoare mare, recunoscută oriunde în lume. Și asta, prima idee pe care o menționa Kiyosaki, era aurul. Dar acum vine Bitcoin-ul. Și știți că la început Kiyosaki era un pic mai hater așa de Bitcoin. Dar s-a dat pe brazdă. Mare susținător acum. Ghiciți ce? Ray Dalio. În decembrie 2020 zicea că nu, Bitcoin, nu, bulă, bla bla bla, vrăjel d-astea. S-a dat și el. Chiar acum, o lună sau o lună și jumătate, a recunoscut că are Bitcoin. Nu că o să ia, nu că începe să-i placă. Are deja Bitcoin. Și nu este singurul. Sunt 11.000 de George Soros. A fost o știre de acum o săptămână. Și el investește în Bitcoin. Și unul dintre cei mai excentrici investitori din lume. Așa că, oricât de hater ai fi, la un moment dat te dai pe brazdă. Iar dacă nu te dai pe brazdă, cu adevărat pierzi trenul și după aia îți bagi unghia în gât că bă ce fraier am fost. Și cartea asta te face un pic să te trezești la realitate, să înțelegi că nu trebuie să fii hater. Dacă o citești cu adevărat și încerci să înțelegi ideea din spate, ideile multiple pe care ți le prezintă, o să înțelegi că Bitcoin-ul este o soluție. Vă zic de atâtea ori că în lumea asta, dacă vrei să vii cu ceva nou de valoare, trebuie să rezolvi o problemă, să vii cu o soluție la o problemă. E, asta face Bitcoin. Rezolvă nu doar o problemă, rezolvă multiple probleme. Dar asta puteți și voi să citiți în continuare în carte. V-am zis că mi-a plăcut un exemplu pe care, mă rog, o paralelă pe care am găsit-o în carte. Era vorba de un tigru și noi dacă ținem un tigru de coadă, dacă îi dăm drumul, tigru ne mănâncă. Și paralela asta se referea la inflație, în sensul că dacă dăm drumul la controlul asupra inflației, inflația o să ne mănânce, efectiv, ne distruge. În schimb, dacă venim cu politici monetare, adică dacă tigrul aleargă și tot fuge de noi și fuge de noi, dar noi nu dăm drumul la coada aia, nu ne lăsăm, inevitabil tot acolo ajungem, tot murim, pentru că ne târăște de ne face varză și asta face și inflația, asta fac și politicile monetare. Da, țin sub control economia în sensul că să nu vină o criză dezastroasă, dar în același timp e inevitabil. Tu când scazi valoarea monedei tale de schimb, când lărgești atât de mult diferența asta între săraci și bogați, inevitabil o să ajungi într-un punct în care nu o să se mai poată să menții tu controlul. Va fi o implozie și acest lucru este și el atacat. Pe lângă exemplul acesta care mi-a plăcut foarte mult, este și el atacat în ideea în care o criză colosală, nasoală, puternică, dacă vine,
ok, vine, dar până la urmă trece destul de repede, adică lumea se apucă să, să zic, strânge cureaua, se apucă să strângă bani, să fie mult mai atenți, economia ușor-ușor se pune în mișcare și trece. Dar atunci când tu încerci să amâni inevitabilul, probabil va veni o criză mult mai rea, care și ea va trece, dar efectul va dăinui mult mai mult. Dacă poate o criză normală dăinuie un an, poate o criză monstru o să dăinuie 10 ani. Dar asta deși nu putem să știm dacă va fi în timpul vieții noastre sau în 100 de ani, depinde cum vor încerca băncile centrale să tot țină sub control prin politici monetare toată economia, dar va veni. Într-un punct va veni. Totuși, poate Bitcoin e soluția reală la această problemă, la acest inevitabil. Poate Bitcoin va veni și va rezolva, pentru că ghiciți ce? Vă zic tot așa, o idee preluată de acolo și pe care v-am mai reiterat-o și de atâtea ori când e vorba de rata dobânzii. Rata dobânzii ce face? V-am zis, dacă tu poți să iei bani ieftin, adică îți vine cineva cu o dobândă 0,25, banca îți vine și zice 0,25 dobândă la creditul tău, tu vei lua banii aia. Și de ce vei lua? Pentru că e puțin, e o diferență foarte mică, adică îți trebuie un randament infim ca să poți să-i dai înapoi, să nu pierzi nimic. Și pentru că tu poți să iei bani foarte ieftin, ce îi faci? Iei și investești ca să produci mai mulți bani. Dar ce se întâmplă când lumea nu economisește? Pentru că de ce să economisesc când pot să împrumut bani cu o dobândă foarte mică și să iau banii să investesc și n-am nevoie de eu de economie? Băncile nu vor avea bani. Nu vor avea bani să dea împrumuturile respective. Dar băncile trebuie să facă chestia asta pentru că au dobânda mică și vor să pună bani în mișcare, să țină economia pe linia de plutire și să o umfle, să facă level up economia la nesfârșit, să vină ultimata, să dea level 99 acolo în ei. E, ce o să se întâmple într-o situație de genul? Păi trebuie să vină bani de undeva. Și de unde vin bani? Băncile centrale. Băncile centrale o să printeze. Și când printează băncile centrale, ce se întâmplă? Păi aia 100 de dolari ai tăi nu mai fac același lucru. Dacă tu înainte puteai să ieși în oraș, să mănânci o masă faină, să bei și un pahar de moet cu 100 de dolari, păi acum poate nu mai poți bei nici măcar paharul ăla de moet. Poate poți să mănânci jumătate din ce ai mâncat și să bei o șampanie ieftină. Asta fac băncile centrale. Reduc puterea de cumpărare a banilor, pentru că acolo se duce economia, nimeni nu depozitează bani, nimeni nu strânge, hoarding, cum se numește în engleză, și toată lumea vrea să investească, vrea să producă bani, dar banii aia ca să-i produce să vină de undeva. Și vin de la băncile centrale, așa că tu în capul tău ai mai mulți bani, dar ai poate aceeași valoare sau valoare doar puțin mai mare. Dar tu ești milionar și te simți fericit. Păi da, a fi milionar acum 50 de ani sau 100 de ani era ceva. A fi milionar acum e mult mai puțin decât era atunci și asta îți explică această carte. Și mai e un lucru pe care vreau să-l menționez, ultimul pe care vreau să-l menționez, toate aceste lucruri se bazează pe o teorie, The Austrian Theory. Se numește ABCT, Austrian Business Cycle Theory. Da, este inventată de doi economiști austrieci, unul dintre ei a câștigat chiar premiul Nobel, dar merge pe această idee de oarecum declinul pe care o să-l aibă inevitabil societatea din pricina controlului masiv pe care îl are o bancă, băncile centrale, de fapt în general nu doar o bancă centrală, și lipsa puterii pe care noi o avem. E, Bitcoin asta face, vine și dă puterea în mâinile noastre, pentru că fiind limitat, cu adevărat limitat, cum este până la urmă și aurul, mă rog, aurul așa cu un asterix acolo că nu este, cred că, cu adevărat limitat, în sensul că gata, sunt nu știu câte sute de mii de tone, dar Bitcoin chiar este, mută puterea din mâinile băncilor centrale, pentru că ideea de descentralizare asta e, tu nu poți să determini ce va face acel consensus, adică acei oameni care susțin blockchain-ul, nu poți să influențezi și nu există 50%, nu, și nu există o mână din acei oameni care să influențeze rețeaua în sine. Trebuie să fie o unitate de gândire. Și asta e foarte fain la Bitcoin.
Și mai e un lucru fain și ăsta e ultimul pe care vi-l zic. Bitcoin te determină să ții. Ceea ce nouă ne lipsește într-un sistem economic bazat pe autoconsum, bazat pe printare în exces, pe politici monetare haotice, care în sine vor să facă un bine, dar inevitabil o să facă rău sau amână, sau doar amână inevitabilul, Bitcoin te determină să ții acolo, să stochezi. De-aia este store of value și store of wealth. Din nou, toate lucrurile astea le puteți găsi. Nu vreau să vă mai zic și mai multe detalii, pentru că vreau voi să fiți curioși. Sper că v-am făcut curioși prin ceea ce v-am spus astăzi. V-am făcut curioși să citiți cartea, dar să o citiți atenți. Nu luat așa frunzărit, hai, despre ce zice, asta știam deja. Interesant. Nu, luați și citiți și gândiți ceea ce spune acolo, ce scrie acolo. Autorul a făcut un lucru foarte fain, a făcut niște paralele foarte faine. A venit cu răspunsuri la probleme existente și care nu vor dispărea prea curând. Și dacă vrei și voi să încercați să stați înaintea problemelor, să nu vă prindă problemele cu pantalonii jos și voi să nu puteți alerga că vă împiedicați, luați și citiți cartea, luați și informați-vă în general. Dar ăsta e un punct bun de plecare. O să înțelegeți un pic mai bine sistemul economic, la nivel macro, o să înțelegeți adevărata utilitate a criptomonedelor și în special a Bitcoin și o să înțelegeți de ce trebuie să investiți în asset-uri cu valoare. Nu trebuie să țineți banii doar în depozite, să ziceți că las că am o dobândă bună la bancă și așa mai departe. Nu e nimic rău în a avea niște bani în bancă, că trebuie să iai. Zile negre, se întâmplă ceva, se strică mașina, habar n-am ce se poate întâmpla, plasa aceea de siguranță de care vă tot vorbesc. Dar restul, de care nu aveți nevoie, puneți în asset-uri, companii, cripto, aur și așa mai departe. Și asta vă învață această carte. Așa cum v-am zis la început, folosiți codul meu de reducere și vă recomand cu tărie, este chiar foarte faină și o aveți tradusă în română. Și pentru că o aveți tradusă în română, ar trebui să le mulțumim celor care au făcut acest lucru, celor de la iBlock, și să le dați un subscribe pe YouTube, un follow atât pe Instagram cât și pe TikTok, pentru că postează lucruri faine și ar fi păcat. Ratați informații pe care le puteți primi atât de repede, vizual, să le rețineți și învățați ceva. Și din nou, ca să-i recompensăm pentru munca depusă, pentru că nu e ușor să traduci o astfel de carte, dați-le acolo un subscribe și un follow și nu uitați să cumpărați cartea. Folosiți codul meu Laurențiu, l-aveți și pe ecran încă o dată. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!